A debutat vineri 6 septembrie, cea de-a 29-a ediție a manifestării tradiționale Zilele orașului Târgu Neamț. Organizat în perioada 6-8 septembrie, evenimentul a fost dedicat anul acesta oamenilor locului. Edilii s-au axat pe promovarea oamenilor din târg, oameni care fac cinste orașului și care nu și neagă originea, ba mai mult se mândresc cu locul de unde provin. Trupa Night Loser a dat sarea și piperul. Astfel, la sfârșitul săptămânii trecute au avut loc manifestări culturale, sportive, expoziții de sculptură, pictură, lansări de carte, târgul producătorilor locali, ateliere de lucru, concursuri diverse și întreceri sportive, spectacole de dansuri medievale, de muzică. De asemenea, au fost premiați elevii care au obținut distincții și premii deosebite la olimpiade și competiții. Să începem manifestările noastre cu intonarea imnului de stat în interpretarea solistei Iarina Cosma. Bine v-am găsit! Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te-a adâncire barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum și cu zi tăi dușman, și cu zi tăi dușman. Acum og niciodată să dăm dovezi la lume că n-astem mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Și când a noastre piepturi păstrăm cu falul nume triumfător în lupte, un nume de Traian, un nume de Traian. Dragi cetățeni ai orașului Târgu Neamț, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți astăzi prezenți în număr atât de mare. Vreau să mulțumesc parlamentarilor noștri din județul Neamț, indiferent de culoare politică, că au dat dovadă și în acest an de unitate și au fost și sunt alături totdeauna de mine și de dumneavoastră, cei care locuiți în Târgu Neamț. Vreau să mulțumesc preacucenților părinți, care de fiecare dată când apelez la dumnealor, sunt alături de noi, alături de cei care locuim în Târgu Neamț. Și bineînțeles, părintelui Protopop, care de fiecare dată ne aduce un cuvânt de bucurie și de învățătură. Și bineînțeles, vreau să apreciez acești minunați tineri din Târgu Neamț, acești minunați instructori ai copiilor noștri, care au demonstrat că fac performanțe, care au demonstrat că ne reprezintă cu drag și cu mândrie orașul nostru. Motiv pentru care vreau să vă anunț, chiar dacă dumneavoastră știți, că anul acesta am organizat Zilele orașului pe această temă, oamenii locului, tocmai datorită faptului că trebuie ca tinerele talente din Târgu Neamț să fie apreciate, să fie premiate, să spunem, de administrația locală și am hotărât, împreună cu consilierii locali, ca anul acesta să organizăm Zilele orașului numai cu tineri din Târgu Neamț, numai cu artiști din Târgu Neamț, numai cu oameni ai locului. La eveniment au fost prezenți deputați și senatori care au ținut să-și manifeste bucuria de a participa la Ziua orașului. Distinse domnule primar, preacucernici părinți, distinse oficialități, dragi
prieteni. Permiteți-mi pentru început să-l invit pe domnul primar aici, alături de mine, în fața dumneavoastră, pentru că trebuie să-l priviți că merită pentru ceea ce face pentru comunitatea dumneavoastră. Să nu vă supărați pe mine, dar trebuie să fiți alături de noi, aici, când vă transmitem mesajul, pentru că meritați, sunteți un om devotat acestei comunități și comunitatea nu s-a înșelat atunci când v-a încredințat votul. Pentru început, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat, am răspuns cu drag și bucurie să fiu prezentă astăzi aici, la deschiderea oficială a zilelor orașului. Un oraș minunat, un oraș frumos, aici sub poalele cetății, cu o încărcătură istorică, cu oameni frumoși, cu o spiritualitate, cu o cultură bogată, cu o deschidere spre tot ceea ce înseamnă turismul din România. Pentru început, vreau să vă felicit, domnule primar, pentru modul cum gestionați această comunitate, pentru faptul că sunteți un om frumos la suflet, cu o familie frumoasă. Aveți alături de dumneavoastră acești oameni minunați care v-au încredințat votul, nu doar cei de aici, dar și cei de acasă. Asta s-a văzut. Și așa cum am mai spus, dacă mă întorc în timp, în anii 2012, când știm cu toții că era un întuneric în orașul Târgu Neamț, fără dezvoltare, fără investiții, am mai spus acest lucru și am să-l repet de fiecare dată, de câte ori o să am ocazia. Dumneavoastră ați făcut lumină în acest oraș minunat. Dar să vă spun o mică poveste și de aceea am invit pe domnul primar și eu lângă mine. Zilele trecute vorbeam cu un coleg senator care a trecut din Târgu Neamț. Nu-i dau numele pentru că mi-a cerut acord. Și mi-a spus, am trecut printr-un oraș care nu-l mai recunosc. De ce? Pentru că e un oraș extraordinar de frumos. Nu mi-am închipuit, n-am fost de ani de zile în Târgu Neamț, dar nu mi-am închipuit că acest orășel cu oștenii lui Ștefan, cu cetatea Neamțului deasupra, poate arăta atât de cochet, atât de cald și atât de plăcut. Și am spus, nu-i de mirare. De ce? Pentru că Târgu Neamțenii sunt oameni orientați și au știut să se orienteze. S-au orientat atunci când și-au ales gospodarul, Dan Harpa, prietenul meu, s-au orientat atunci când și-au ales consilierii, echipa lui, s-au orientat atunci când au susținut să aleagă un om președinte de Consiliul Județean, care știa că e legat de locul natal și că va pune umărul în ceea ce înseamnă Târgu Neamț, un oraș occidental. Și e normal ca acești târgu neamțeni să stea și să fie alături de cel care l-au ales și care le-a gospodărit munca și sudoarea și le-a oferit și clipe frumoase, le-a oferit și confort, le-a oferit absolut de toate. Domnule primar, dați-mi voie să vă zic și eu, bine v-am găsit. Ca Târg Neamțean, sunt onorat și mândru să fiu astăzi alături de dumneavoastră. De asemenea, este de salutat inițiativa orașului de a organiza un eveniment ca o provocare culturală, cu activități care sunt inedite, lecții de cultură și folclor, de viață și oameni buni, cu promovarea talentelor locale cu energie și entuziasm. Această sărbătoare a orașului, aflată sub patronajului și ocrotirea Maicii Domnului, este o dedicație făcută orașului. Așa cum s-a întâmplat an de an, au fost premiate cuplurile ce au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și au fost acordate distincții de cetățean de onoare și pro-urbe cetățenilor ce au contribuit la răspândirea prestigiului și faimei orașului Târgu Neamț, atât în țară cât și peste hotare. Pentru următorul titlu de cetățean de onoare al orașului Târgu Neamț, am să invit în scenă pe domnul
profesor inspector Romeo Roman va face laudațiu pentru doamna Mihaela Teodora, care din motive obiective nu este și a trimis înlocuitor. Distinse domnule primar, distinse adunare, sunt onorat să aduc cuvânt bun doamnei Mihaela Teodora, un om al locului, un om născut la doar 15 km de orașul Târgu Neamț, un dascăl al școlii nemțene și iată și un antreprenor vrednic, un om care reușește să aducă lumină economică în urbea noastră. În afara acestor manifestări s-a organizat și un concurs de fotografie, Fotograful Târgului, un eveniment de ciclism și o campanie caritabilă a Direcției de Asistență Socială Târgu Neamț. De asemenea, și ONG-urile din oraș au desfășurat activități pentru copii și tineri.